E un trend către verde, către biologic, către organic. Este numai un trend de modă, adică că este fancy, sau este și pentru că, exact așa cum spuneam, lemnul regenerabil, este reciclabil, este reutilizabil, substituie carbon? Nu, eu nu văd trendul ăsta la nivelul comercial pe care spuneți dumneavoastră. Adică că cineva se duce să cumpere ceva de lemn pe ideea că îl substituie carbonul și că, de fapt, el, prin atitudinea lui, folosește un material natural, regenerabil. Vorbim de înlocuirea plasticului, eu cred că povestea verde la ora asta și valul ăsta verde este, nu știu, mai mult o refulare, mai mult o recunoaștere a unei vinovății în care niște oameni care trăiesc extraordinar de bine, folosesc foarte multe resurse pe mașinile lor frumoase, pe calculatoarele lor frumoase, pe apartamentele lor frumoase, pe aerul condiționat și care produc o grămadă de carbon, lasă în spatele lor urmă imensă de carbon, se refulează dându-se mari ecologiști și protejând pădurea și legându-se cu lanțuri de niște lucruri. Nu este așa. Nu este așa. Oamenii de aici din sat au o amprentă de carbon mult mai mică. Dacă stau să mă gândesc la viața lor, ei sunt infinit mai eco decât orice mare ecologist din București care trăiește într-un turn de sticlă cu aerul condiționat pornind non-stop. Da. E interesant că presiunea pe ecologismul ăsta dus la extrem vine de la populația urbană. Nu numai că vine la populația urbană, dar ajunge să pună un mare semn de întrebare pe viața oamenilor din zona rurală și mai ales viața comunităților din zona de interferență între agricol și forestier. Pentru că viața lor asta este și viața lor nu-i de acum, viața lor a acestor comunități și tradițiile alea frumoase despre care tot povestim. Deci comunitățile astea au trăit întotdeauna în echilibru cu, normal, cu natura. A normal. Fost o artă de a trăi de sute de ani în echilibru, da, cu natura. Și în utilizarea terenului, în amestecul, în plaiurile astea. Uite-te la ce interacțiune au comunitățile astea cu mediul, cu pădurea. Vorbim despre comunitate, nu vorbim despre niște descreierați care fac niște nebunii. Interacțiunile astea au fost gingașe de obicei. N-au lăsat urme masive în pădure.